Fracțiunea PAS rămâne unită și susține actualul guvern în frunte cu premierul Natalia Gavrilița. Declarația vine de la deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate Radu Marian la emisiunea Centri Vnimania de la Publica TV. Astfel, parlamentarul a infirmat zvonurile despre presupusele disensiuni din cadrul formațiunii. Fracțiunea parlamentară PAS este extraordinar de unită. Și da, noi avem discuții aprinse pentru că suntem un grup de oameni independenți care au anumite abordări, viziuni. Atât timp cât doamna Gavrilița are susținerea majorității parlamentare și atât timp cât ea dorește să fie în această funcție, ea o să rămână. Deputatul PAS a precizat că în cadrul întrevederii de la președinție din 13 noiembrie s-a discutat despre remanierile guvernamentale în contextul în care țara trece prin mai multe crize și e nevoie de eficientizarea unor domenii. La 3 zile distanță, premierul a anunțat că Sergiu Gaibu și-a dat demisia din funcția de ministru al economiei, iar conducerea instituției a fost preluată de Dumitru Alaiba. Schimbări s-au făcut și la mediu. Secretarul de stat Rodica Iordanova a fost numită ministru. Joi, în cadrul unei conferințe de presă, Natalia Gavrilița a fost rugată să comenteze zvonurile, potrivit cărora ar mai urma remanieri în guvern și că s-ar lua în calcul inclusiv demisia incorporea cabinetului. Când premierul a încercat să răspundă la întrebarea purtătoare de cuvânt a acesteia, Anastasia Teaburceanu a intervenit și nu i-a mai dat voie să vorbească.